Frecvența gustului la Europa FM. Bună seara, dragii mei, și bine v-am găsit într-o seară de vineri, când sper să fiți la interior, acasă, nu în mașină, și să mâncați ceva bun. Pentru că tema emisiunii de azi, tocmai pentru că suntem așa într-o mică vacanță, este mâncarea bună pe care o găsim atunci când plecăm în călătorii, când mergem în deplasare, fie că e vorba de meleagurile noastre sau de străinătate. Trebuie să recunoaștem cu toții că în criteriile de alegere ale destinațiilor de vacanță, mâncărurile bune ocupă un loc important. Eu cel puțin, atunci când plec, fie că e vorba de orașe, fie că e vorba de, iată, mers la țară și tradiții, întotdeauna sunt foarte interesată să descoper locurile unde se mănâncă bine sau produsele, iată, speciale care le poți degusta doar acolo. Asta vreau să fie tema emisiunii de astăzi. Vreau să vorbim despre bunătăți pe care le-ați găsit în călătoriile voastre și să ne facem noi așa poftă să ne pregătim pentru această lună decembrie, care este cu multă mâncare, este despre mâncare. Și având în vedere vremea de afară, eu cred că nimic nu ne face mai bine decât o porție de mâncare bună. 0372 069599 este telefonul la care vă aștept să intrați în direct ca să ne ispitiți cu preparate culinare care v-au plăcut, care v-au surprins, care au fost inedite și deosebite, pentru că asta este bun când e vorba de mâncare. Nu există interdicții, nu există rețete unice, nu există, eu știu, combinații nepotrivite. Fiecare e liber să pună în farfurie, să pună în cratiță tot ce-i trece prin cap, iar dacă rezultatul este și pe gustul mesenilor, atunci nu putem decât să ne bucurăm. Așa că haideți să dăm drumul unei, să spun, avalanșe de rețete sau preparate care să fie ispititoare. Și am să încep eu, nu-i așa, apropo de preferințe, la capitolul tradiții culinare românești, recunosc că fiecare zona a țării este legată de câte un produs pe care îl iubesc. Sunt născută la Câmpina, dar tatăl meu era moldovean de lângă Vaslui, din Negrești Vaslui, și atunci la capitolul ciorbe, să știți că moldovenii sunt cei mai buni. Chiar de curând am fost la Iași și din nou am mâncat, nu știu cum să o numesc, dacă să o numesc ciorbă sau să o numesc borș, dar este clar făcut cu tăiței de casă, este din carne de pasăre și este acrișor, este o ciorbă delicioasă. La fel, ciorba de perișoare din zona Moldovei pentru mine este irezistibilă. Țin minte că am fost în zona Banatului, la Timișoara, și am mâncat ciorbă de perișoare pe care atunci când am văzut-o adusă la masă, nu înțelegeam ce este, pentru că, în primul rând, avea culoare albă. Și apoi mi s-a spus că în partea aceea ciorbele sunt mai degrabă dulci. Deci fiecare cu gustul lui și probabil că în funcție de cum am fost crescuți și cum am fost hrăniți în copilărie, ni se definește sau alegem ce înseamnă pentru noi gustul bun. Deci la capitolul moldoveni, ciorbele sunt la superlativ. Și bineînțeles, nu știu dacă și în alte părți se fac, dar tot ce înseamnă plăcinte și poale în brâu, din nou este o chestiune care cumva îmi aduce aminte de zona aceea, pentru că ori mai fi plăcinte cu brânză și prin partea asta a Munteniei, dar când zici poale în brâu, cu siguranță, măcar din punct de vedere emoțional, așa ai un pic de... Ți se înmoaie sufletul. 0372 069 599. Vă aștept cu idei sau păreri sau experiențe pe care le-ați avut voi din punct de vedere culinar și care v-au făcut plăcere. Suntem în luna decembrie și încep pregătirile, listele de cumpărături și tot ce înseamnă stabilirea meniului pentru sărbători. Iar aici porcul ocupă un loc de cinste și pentru că sunt sigură că mulți dintre voi sunteți plecați în, fie la munte, fie în alte orașe, vă îndemn să vizitați, pentru că deja s-au deschis, târgurile de Crăciun. Bineînțeles că
Găsim acolo tot felul de suveniruri, de obiecte tradiționale, dar găsim și mâncarea, care este la loc de cinste, nu-i așa? Și întotdeauna vor fi preparate tradiționale, pe care acum, în sezonul rece, le putem consuma. Și începem cu șoriciul de porc și cu tot ce înseamnă afumăturile și mezelurile făcute din porc. E un lucru bun din punct de vedere nutrițional, ca să aduc așa un argument. Nu trebuie să ne ferim, apropo, de mezelurile nu sunt sănătoase. E vorba de produse care sunt afumate, sărate, uscate și care sunt obținute din carne de porc, deci nu e nimic, să zic, necurat la mijloc, și sunt produse care se mănâncă în cantitate mai mică, deci nu mâncăm cu sutele de grame, nici nu cred că am putea să mâncăm cu sutele de grame mezeluri. Ele sunt extrem de concentrate în gust, bineînțeles sunt concentrate în... au mult mai multă grăsime și proteinele se concentrează prin uscare, dar asta e și ideea, să mâncăm puțin pentru că sunt concentrate, sunt consistente, însă acest gust intens ne deschide apetitul și noi, românii, chiar începem masa cu aceste aperitive și din carne și din brânză, care de multe ori, din punct de vedere caloric, valorează mai mult decât un preparat gătit, dar e o chestiune de cantitate și trebuie să avem un pic de slăninuță, un pic de tobă, un pic de, eu știu, lebăr. Sunt lucruri care acum sunt la mare căutare. Așa că nu e târg de Crăciun, cred eu, care să nu aducă și miros de afumătură, la, așa, ca și ingredient de bază. 0372-069-599. Dacă ați mâncat ceva bun, spuneți-ne și nouă, ca să împărtășim noi așa și experiențele și să ne mai vină idei cu ce mai bun pe la noi și pe la alții. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Și dacă tot vorbim de bunătăți, aș vrea să facem așa un pic de schimb de experiență și să vă împărtășesc ce apreciez eu la bucătăria franțuzească și la cea italienească, dar nu în ultimul rând și la spaniol, pentru că dintre toate țările așa care ne sunt accesibile, mi se pare că Spania pune preț, sau mă rog, pune porcul la mare preț. Am fost chiar surprinsă, într-un fel, nu știu dacă negativ, dar mai degrabă întristată, când am văzut că la noi în magazine se găsește porc iberic frumos ambalat și prezentat ca un produs premium. Deci, iată, importăm carnea de porc, care este apetisantă și care ne inspiră să o punem într-o tigaie. În schimb, dacă noi, ca români, pronunțăm ceafă de porc la grătar, ni se pare că este un produs care e așa mai de mâna a doua și că n-ar trebui să fie prezent în, sau nu știu de ce nu e prezent în meniul mai multor restaurante. Deci, spaniolii chiar pun preț pe porc, pun preț pe jambon și nu întâmplător la ei toată această pulpă de porc bine condimentată, uscată și, să zic așa, maturată, ajunge la niște prețuri extraordinare, tocmai pentru că e vorba și de calitatea cărnii și de felul în care a fost preparată. Deci orice produs, dacă este făcut cu grijă și atenție și este investit în el, nu știu, munca și efortul și până la urmă respectul producătorului, n-are cum să fie decât un produs de calitate. N-ar trebui ca spaniolii să ne învețe că porcul este bun și, culmea, nici nemții, nici austrieci, unde și la ei se mănâncă foarte multă carne de porc și cârnați și afumături și nimeni nu se întreabă dacă sunt sănătoase sau nu, sau dacă, Doamne ferește, n-ar trebui eliminate din dieta obișnuită. În schimb, la capitolul italien și francezi, dragii mei, pot să vă împărtășesc frustrarea mea. Nu știu cum de mănâncă italienii paste și francezii pâine și totuși nu se îngrașă pe măsură. În continuare nu am găsit un răspuns la această,
la această întrebare, pentru că de adevăratele în Italia se mănâncă paste la fiecare masă. Și cu toate astea, chiar dacă ei sunt obișnuiți să mănânce seara târziu, adică nu uitați că restaurantele până la ora 7:30 nici măcar nu se deschid, da? Deci mănâncă la masa de seară făinoase și cu toate astea nu au probleme de obezitate așa mari cum avem noi. Probabil că secretul vine tot din cantitate. Porțiile sunt mici, ar trebui la cantitate să nu avem mai mult de 70 de grame de paste nefierte. Asta înseamnă, ce să vă spun, nici măcar nu se umplu doi pumni așa din în momentul în care le pui la fiert, iar prin fierbere ele își triplează volumul și dacă te uiți în farfuriile de la restaurant, ce să vă spun, grămăjoara e cât un pumn, deci pastele, cantitatea, probabil, e primul element care face diferența. La noi, farfurile de paste sunt consistente, deci nu dacă mâncăm două porții odată, nu avem niciun avantaj. Și mai este un lucru interesant, faptul că ei nu folosesc sosuri din abundență și niciun caz sosuri grele. Adică, chiar și pastele cu multe feluri de brânză nu abundă, nu, cum să spun, nu sunt înnecate în sos. Sunt foarte multe paste cu fructe de mare, cu creveți, cu legume. Uleiul de măsline probabil e folosit și el cu multă măsură și atunci, în final, dacă mai sunt și fierte al dente și sunt făcute din grâu dur, probabil că asta este motivul pentru care italienii nu se îngrașă mâncând paste. Pe când atunci când vii la noi, parcă se schimbă un pic rețeta. Și pizza ține de și pizza este în aceeași mirare și în aceeași, să spun, nedumerire pentru mine. Bineînțeles că pizza putem să o mâncăm, eu știu, și de la delivery și pizza făcută pe vatră, coaptă pe vatră și pizza făcută în cuptor electric, așa pe genul fast food, însă marea diferență o face aluatul, o face timpul de dospire, calitatea făinii din nou și atunci pizza o numim, se numesc toate produsele care seamănă la pizza, însă din păcate nu toate sunt pizza cu adevărat. Deci noi ca și ingrediente, ca și gust, mi-e teamă să spun că nu punem atât de mult preț, contează mai mult cantitatea și să fie ieftin, pe când la ei cred că atunci când vrei să mănânci sănătos, încă mai există acest respect și atenție pentru mâncare. Dacă nu pui ingrediente de calitate, n-ai cum să obții un preparat bun și atunci asta cred că face diferența și de aici și de la îngrășat până la intoleranța la gluten, cred, toate lucrurile, să spun, sunt influențate de calitatea ingredientelor. Deci mare atenție ar trebui să punem și noi pe lista aceea de ingrediente și pe preț în final, decât să fie mult, pentru că multul ăsta nu face bine nici la sănătate, nici la siluetă. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. 0372 069599 este numărul de telefon la care puteți intra în direct. Într-un fel, mi se pare normal să nu am interlocutori în seara asta, e clar, oamenii nu mai sunt pe drum și e bine să fie așa, însă sunt sigură că oriunde ați fi, vorbiți despre mâncare, dacă nu chiar mâncați, și lucrul acesta nu poate decât să mă bucure, pentru că mâncarea este una din bucuriile și plăcerile vieții și nu vreau să lăsăm pe nimeni nici să judece asta și cu atât mai grav să ne interzică. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara și bine ați venit pe Frecvența Gustului, ispitiți-ne cu ceva bun de mâncare! Da, vreau să fac o observație. Vă rog! Având în vedere că bunica mea din partea tatălui era din Moldova. Așa. Acolo, într-adevăr, se făcea borș. Eu niciodată n-am auzit la ea denumirea de ciorbă. Da.
Da, așa este. Eu presupunând de fapt o ciorbă, dar specificul era că îl ancrea cu porcodușe sau aguridă sau cu zeamă de varză. Cam asta erau. Deci nu aveau noțiunea de borș pe care o avem noi în Muntenia, cea legată de acel borș făcut din sârg. Da, și cu siguranță ciorbele erau acrișoare, adică eu, exact, da, cum spuneți, da, da, eu n-am mâncat ciorbă dulce. Bunica mea niciodată nu spunea ciorbă. Da, da. Ciorbă, da. De exemplu, în Turcia se numește ciorbă. Așa este. Ceea ce este cu totul altceva decât ceea ce avem noi ca denumire de ciorbă. Da, interesant. Al doilea lucru ce aș vrea să vă spun, așa ca să vă fac poate poftă, nu tuturor ascultătorilor, cealaltă bunică era din satul mare. Iar acolo, dacă te duceai la tăiatul porcului, trebuia să fii foarte sănătos ca să nu mori. Ca să reziști încercării, să reziști, să supraviețuiești, să zic așa. Exact. Însă, ce îmi plăcea mie cel mai mult era ceea ce se numește sângerete. Este mai puțin obișnuit în Moldova sau în Muntenia, dar e una dintre specialitățile care se serveau atunci. Se știe probabil ce înseamnă sângerete. Este un preparat din porc, ca un cărnat, dar făcut din sângele porcului, cu orez și fiert. Da, categoric. Și din punct de vedere nutritiv este foarte interesant, pentru că e antianemic, adică n-avem cum să contestăm lucrul ăsta. Exact cum ați spus, depinde de gustul fiecăruia și cum îl percepe, dar dacă ne-a fost prezentat în copilărie, iată, poate fi o amintire și un lucru ispititor și plăcut. Da, exact cum e pâinea cu untură și cu paprika. un alt produs la fel de simplu. Un alt de fapt. Da. Care se găsește în tot Ardeal. Iar copii fiind, nu prea era pe acolo, pe la satul mare, că mâncam pâine cu untură și alăgeam toată ziua, n-aveam nicio culechie. Da, lucrurile s-au schimbat și acum suntem așa într-un nutriționist din acesta care idealizează mâncarea fără grăsime, nerealizând că grăsimea este un element important din dieta noastră și culmea, așa cum spuneați, slănina și untura, acum, după 50 de ani, după ce au fost puse la colț, sunt redescoperite, pentru că nimic nu e mai stabil ca untura. Apropo de prăjit, iată, ne chinuim să prăjim în ulei de cocos și de palmier când untura noastră este atât de stabilă și culmea, tot ce e prăjit în untură capătă un gust inconfundabil. Iar slănina, dacă o comparăm cu, nici nu știu, până și cu untul, cred, are mai puțină grăsime slănina și e o chestiune, din nou, de cantitate. Exact cum spuneați, dacă o pui pe o felie de pâine și mănânci o felie de pâine cu câteva cubulețe de slănină, nu se întâmplă nimic din asta. Deci nu... suntem pe legea totul sau nimic, adică ne place să avem alimente care sunt perfecte și alimente care sunt, iată, prin definiție nesănătoase, când de fapt ar trebui să mâncăm din toate și abia atunci s-ar numi că avem o alimentație echilibrată. Dar acum, de curând, ați descoperit ceva, vreun produs care să vă surprindă, care să vă îmbogățească într-un fel meniu, să spuneți, uite mă, nu m-am gândit la asta, ia să mănânc mai des așa ceva. Din păcate, v-am spus, eu caut în continuare anumite ingrediente, cum ar fi untura de porc, pe care nu o găsești în magazine, decât foarte greu. Ce spuneați dumneavoastră referitor la hamon sau jamon, da, vrem să-i spunem acum, depinde, Italia sau Spania. Da, dar până la urmă tot pulpa de porc este. La datul mare, întotdeauna, când se tăia porcul, o pulpă din spate se punea la ahumat și sărat și... era mai pomenită că i-am iarna din ea, așa că o săliuță subțire. Subțire, exact. Și acum am vreo o ungură. Gata, a venit sezonul, trebuie să ne bucurăm de toate produsele acestea, pentru că, într-adevăr, dau gust și e o chestiune de anotimp, da? Deci sezonul rece vine la pachet cu aceste mâncăruri bogate în grăsime, bogate în calorii, dar n-ar fi iarnă dacă n-ar fi așa. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi.
Dragii mei, dacă tot am vorbit de porc și dacă tot vorbeam de paste și de pâine, vreau să vă dau deslegare și la produsele făinoase și la pâine, pentru că părerea mea este că aduce echilibru în farfurie, mai ales că acum este un meniul de sărbători este încărcat în grăsime și în proteine. Felia de pâine este baza firească pentru toate aceste aperitive. Nu faceți greșeala să eliminați pâinea din ecuație, pe principiu dacă mâncăm dietă proteică nu ne îngrășăm, pentru că din punct de vedere aș spune sănătate și metabolism, este normal să punem și o felie de pâine, este normal ca la masa respectivă să avem și făinoasele, carbohidrații prezenți. În felul acesta, să spun așa, echilibrăm un pic și balanța de calorii, pentru că pâinea are undeva sub 250 de calorii și toate aceste produse preparate din carne cu multă grăsime, chiar și brânzeturile, au spre peste 300, chiar și spre 400-450 de calorii, dacă mai sunt și uscate, afumate, de tip pastramă sau jambon. Și atunci compensăm, iar felia de pâine ne ține un pic de foame, pentru că are amidonul acela care se absorbe lent. Deci puneți lângă și o felie de pâine, că totul e mai bun cu pâine. Mai avem un telefon în direct. Bună seara! Da, bună seara! Bună seara! Nu mă deranjează, sunt din Timișoara și cumva când ați început să vorbiți despre... Ia ziceți-mi, doamnă! Așa. Și despre slănină, m-am simțit vinovată, sunt în mașină, în așa, drum spre afumătorie. Deci v-am prins bine. Eu voiam să vă încurajez, în niciun caz să vă fac să vă simțiți vinovată, pentru că acum e momentul. Este cu ghilimele de rigoare, m-am simțit vinovată. Noi suntem oameni care ne producem singuri aceste produse, folosim tot ce înseamnă, tot ce se poate folosi de la porc, și când zic tot ce se poate folosi, cred că ne rămân foarte puține lucruri sau foarte puține kilograme dintr-un porc pe care nu le putem folosi sau nu obișnim noi să sau le sau nu folosim. Știți exact, nu știți cum spunea domnul dinainte, exact. Nu toată lumea știe să facă sângeretă, dar e clar că porcul se folosește așa integral. Este. Ce îmi place mie foarte tare din toată povestea asta este gelatina pe care o putem obține și pe care văd o grămadă de produse cu colagen, cu tot felul, și uităm că de fapt acea gelatină ne este foarte folositoare și foarte benefică pentru oase și pentru piele, articulații, da. Piele și o grămadă așa. Iar ce am realizat, eu sunt un om ușor supraponderal și ce am realizat în viața asta este că toate dietele de tot felul pe care le-am încercat nu funcționează sub nicio formă decât atunci când le ții. Însă, exact așa cum a spus și dumneavoastră, cred că cu tărie că secretul este în cantități, iar în momentul în care am decis să pun cântarul pe masă și să cântăresc lucrurile și să mănânc unt, slănină, carne, pâine, de toate, pentru că nu, sincer, sunt și gurmandă, nu mă pot abține de la ele, dar când am început să pun cântarul pe masă, să știu cam câte calorii sunt fiecare dintre ele și să gândesc toată povestea asta la nivel de calorii, lucrurile s-au schimbat fantastic și am mai descoperit că nu trebuie să fie carne în exces, ci carnea, dacă este pregătită și preparată cum trebuie, ea devine un soi de condiment sau ceva care leagă o grămadă de legume. Eu folosesc, îmi plac foarte tare salatele și folosesc foarte mult produse afumate, crud uscate, pe care le mai asezonez, le mai pun în salate. Este surprinzător că nu e nevoie nici măcar de 100 de grame de jambon bine făcut ca să se umple gustul, să ai un gust plin de carne, când de fapt acolo este foarte puțină cantitate de carne sau foarte puțină cantitate de grăsime. Pentru că produsele, până la urmă,
savoarea lor este dată în mod special de felul în care este crescut animalul, de felul în care este preparat și de felul în care este păstrat. Și atunci am descoperit că nu ai nevoie de foarte mult. Surprinzător, am realizat că dintr-un porc poate trăi o familie întreagă multă vreme. Păi, probabil că așa făceau, lucrurile... așa făceau probabil și bunicii noștri, dacă tăiau porcul la Crăciun, le ajungea până la postul Paștelui, adică nu era ceva care se consuma instantaneu. Noi nu mai avem noțiunea de cantitate și trebuie să recunoaștem că, de fapt, problemele, exact cum bine ați sintetizat, legate de obezitate, nu vin dintr-un anumit produs, ci vin din faptul că mâncăm mult și indiferent ce am mâncat în final, dacă este mult, ne îngrășăm. Așa că această, nici nu știu, vânătoare de vrăjitoare care a fost pornită împotriva mezelurilor, mi se pare nedreaptă. Eu am afirmat de mai multe ori că ele sunt un fel de esență de carne și chiar am fost certată pentru această expresie, dar în continuare așa le consider. Așa cum ați spus, cantitatea de care avem nevoie este foarte mică, ele se mănâncă cu feliuța subțire, se mănâncă, porția corectă este undeva la sub 50 de grame, pentru că n-ai nevoie de atât de multă cantitate când gustul lor este intens. Și da, porția de carne proaspătă, într-adevăr, este de 2-3 ori mai mare decât față de cea de mezeluri, pentru că gustul și concentrația ei de nutrienți diferă. Deci lucrurile probabil că ar trebui înțelese dacă am avea o minimă educație din punct de vedere nutrițional sau dacă am fi un pic mai atenți la tradiții, pentru că se pare că bunicii noștri știau să facă mai bine lucrurile neavând medici nutriționiști și nici internet, iar noi, firar să fie, ne-am pierdut această capacitate și suntem foarte ușor de influențat și de, nu știu, foarte ușor de transformat în niște extremiști alimentari acolo unde ar trebui să ne bucurăm că avem din toate și avem din abundență. Deci un pic ar trebui să ne reconsiderăm poziția față de mâncare. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Dragii mei, am zis că povestim despre mâncare și experiențe culinare și am făcut ce am făcut și tot la porc am ajuns. E normal să fie așa. Asta înseamnă tradiția de sărbători la români și abia în luna asta, decembrie, nu ne simțim vinovați că facem chiar și poate exces din punct de vedere mâncare. Așa că haide să mai vedem ce bunătățuri mai sunt pe mesele voastre. Mai avem un telefon în direct. Bună seara! Bună seara, doamna Mihaela. Bună seara. Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră și la mulți ani tuturor românilor. Așa să fie, la mulți ani cu mese pline. Ispitiți-ne cu ceva de bun. Ia spuneți-ne ce... De pământ sunt ardelean, brașovean. Am trăit în Timișoara după 88 când am terminat școala militară. Pentru 20 de ani, am plecat în Anglia pentru 10 ani și m-am întors în România și mi-am luat casă la Puchen de Dâmbovița. Da, este un parcurs surprinzător. Așa. Și am vrut să o contrazic puțin pe antevorbitoarea dumneavoastră, interlocutoarea dumneavoastră, nu e vorba de cantități. Asta am discutat-o cu mulți doctori și ne-am dovedit chestia asta. Este vorba de a mânca sau practic de a te opri din mâncat înainte ca creierul să spună că ești plin. Oh, da, până la urmă tot, adică cu alte cuvinte, tot puținul e rețeta. E adevărat, da, e un exercițiu. Da, e adevărat, dar știți cum se întâmplă? La fel ca și în magazine, noi cumpărăm cu ochii în primul rând. Așa este. Ajungi la casa de marcat și nu-ți trebuie niște produse, dar sunt special puse acolo ca să te îndemne să le iei de acolo, de pe... Credeam că spuneți că ajungi la casa de marcat și n-ai bani să cumperi tot ce ai pus în coșcă și asta... Asta e o altă discuție legată de politicieni și de soarta noastră ca muritor de rând. Nu, eu aș zice că așa ar trebui să facem comparația, că și bugetul caloric pe care și-l permite corpul nostru, el e destul de modest, câteodată mai modest decât la financiar. Și noi, da. Nouă ni se pare că n-avem limită la cumpărături, și din punct de vedere caloric uităm că organismul nu are un bec din acela roșu care să se aprindă când am depășit bugetul caloric și noi, exact cum ați spus, cu ochii ne dorim mai mult decât poate stomacul și atunci să trecem limita și mâncăm pe credit.
Spuneți-ne, din toată acest parcurs al dumneavoastră, din punct de vedere preparate culinare, care a fost zona în care v-ați simțit cel mai bine din punct de vedere alimentar? La Brașov, la Timișoara, în Anglia sau aici? În toate zonele, inclusiv Anglia, pentru că au mâncarea aceea indiană foarte iute, care, sincer, îți pune arderile în mișcare. Eu am învățat acolo chestia asta și vă spun că în decembrie aveam 147 de kilograme, iar în martie mai aveam doar 97. Fără să fiți atent, fără să țineți o dietă anume, ci efectiv... Nu, exact. Pentru că bunicul spunea 5 degete crescute din aceeași mână nu sunt la fel. Doi oameni nu-i găsiți la fel, cu arderile lor interne, cu toate problemele. Ceea ce am realizat, am reușit să nu mănânc după ora 18 seara. Ok. A fost un caz fericit, ce să zic? Da, sunt mulți... s-a întâmplat? Sunt multe persoane care merg în Anglia și se îngrașă, culmea, spunând că se mănâncă prost acolo. Vă dau exemplu verișoarei mele care s-a îngrășat foarte mult în Germania. Iată, deci nu țara e de vină, ci până la urmă indivizii, cum ați spus. Obiceiurile noastre sunt de vină. Așa este. Și așa un produs, că tot mi-a spus acum de mâncarea indiană, ceva care ați adus de acolo și pe care în continuare îl preparați, îl consumați? Este așa numitul curry. Aha. Care are în componență niște mirodenii. Mirodenii multe. Carne, uh-huh. Da, și carne de pui. Ei acceptă și porcul. Ei au așa numitul kebabs, cum spun ei, care e un mic al nostru, având în principiu aceeași componență ca și ingrediente, dar e mult mai spicy, mai iute. Dar vă spun că, și acum îmi plouă în gură, cum spunea un antevorbitor, la gândul micilor noștri, și de-abia aștept în satul în care m-am stabilit, doar duminica fac mici oamenii de acolo, din centru. E bun, e un prilej bun de sărbătoare. După slujba de dimineață de la biserică, mă opresc la niște mici și o bere românească. Și un colț de pâine și un pic de muștar. Asta, bun. Nu vă mai spun ardelenește, că ardeleanul îți dă pită, ceapă, slană, șopălincă și te invit odată. Dacă vrei să mănânci bine de mine, dacă nu, să fii sănătos. Vă mulțumesc, mi-ați făcut poftă, gata. Deci mai avem o zi și vine duminica, începem cu micii și cu pâinea bună. Mulțumesc frumos! Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. Dragii mei, și ziua națională e tot cu mici, deci pronunțăm un cuvânt la care suntem sensibili și care ne este irezistibil. Eu sunt mâncătoare de mici și, așa cum spunea și interlocutorul nostru, și dacă ar fi o zi pe săptămână cu deslegare la mici, ne place. Mai avem un telefon. Bună seara! Bună seara! Ce bine că am reușit să intru cu dumneavoastră în direct. Vă rog, doamnă! Este numele meu. De sărbătorii vă pot spune că vă iubesc pentru că sunteți un nutriționist cu picioarele pe pământ, îmi vine zic eu așa, la modul că nu puneți omul să cântărească să nu știu ce, vă știu regulile din toate câte puțin și așa mai departe. Și recunosc, cum bine ați spus, că nu întotdeauna ne iese, dar asta înseamnă că suntem oameni, că, na, ce să facem, cu tuturor ne este greu să ne oprim și să ne abținem, da? Măcar să aspirăm la asta. Dar am o întrebare și vreau răspunsul noastră de om profesionist. Sunt foarte atentă la ceea ce mănânc, acum fiind și postul Crăciunului. Nu zic că îl țin să renunț la carne, dar miercurea, vinerea nu mănânc absolut deloc carne. Am avut și un post intermitent, să zic așa, fără a mă înfometa. Dar perfect. Mi-am făcut de curând analizele colesterolului și acum vă rog frumos să mă luminați dumneavoastră, oare de ce valorile nu sunt cele care trebuie, adică un HDL-ul
85. E super, așa, doamnă. Deci HDL 85, gata. Putem să ne oprim aici cu discuția. Sunteți perfectă. Oricum mai bună ca mine. Deci eu n-am reușit să ajung la 80. Al meu e abia pe la 60 și un pic. Atâta vreme cât HDL-ul, adică colesterolul, fracția de colesterol care are efect protector, este peste 50, iar dumneavoastră cu 80 sunteți deja premiantă, nici măcar nu mai contează colesterolul total sau LDL-ul, adică colesterolul acela rău. Fracția aceasta o ne oferă, ne dă, dacă vreți, dovada unui ficat care are cu ce să curețe colesterolul din sânge, deci nu aveți niciun fel de risc și sunteți bine. Deci chiar dacă dumneavoastră ziceați că nu sunteți bine, ce să vezi, sunteți bine. Și colesterolul total cât e, așa, de curiozitate? Asta voiam să vă zic, că cel, mă rog, așa zisul, cel rău este 180. Nu. Și asta m-am gândit. Și la total? Și totalul? Totalul 270, că n-am înțeles cum se adună pe aici. Că păi nu, că nu sunt, nu trebuie să dea sumă fix. Deci, doamnă, colesterolul total arată, v-ar spune să zic, 8 din 10 medici că este rău, dar faptul că HDL-ul este 80, eu vă spun că sunteți bine, chiar foarte bine, și că sunt persoane, așa cum în cazul glicemiei, iată, foarte frumos a zis interlocutorul nostru din seara asta, sunt 5 degete la o mână, dar nimeni, niciunul nu seamănă unul cu altul, așa și noi ca oameni, ce știm că sunt pus în tabelele de valori normale sunt mai degrabă rezultatele unor statistici. Sunt persoane însă care au colesterol 280 și care, din punctul de vedere, iată, al HDL colesterolului este foarte crescut și n-au niciun fel de procese de ateroogeneză, adică colesterolul acela nu se lipește la pereții vaselor și vasele sunt curate. Și culmea, sunt persoane cu colesterolul total sub 200, care îi spune că n-au niciun fel de risc și care, dacă le faci, le măsori la carotidă și vezi că au plăci de aterom și colesterolul lor e aderent la vase. Deci sunt lucruri care nu țin de o valoare, ci mai degrabă tabloul trebuie să fie mai complex și privit într-un mod mai complex. Așa că e clar că faceți ceva bine din moment ce HDL-ul este atât de mare și asta vine de obicei din, nu știu dacă mâncați pește sau dacă așa este genetica dumneavoastră și ficatul dumneavoastră face HDL colesterol, dar pot să vă spun că să stați liniștită. Și foarte important, numai pentru dumneavoastră, pentru toată lumea care are valorile colesterolului total, să zic, la peste limitele normale, să știți că acest colesterol îl face ficatul, iar un ficat stresat, obosit, produce un nivel mare de colesterol, deci atenție mare, înainte de alimentație, gândiți-vă la factorii de stres, la cât dormiți, la ce se întâmplă în viața voastră, pentru că, vă spuneam, stresul are impact mai mare, fumatul și alcoolul au impact mare pe nivelul colesterolului și rău, da? Și sedentarismul, adică cel mai bine curăță colesterolul din sânge, culmea, nu dieta fără ouă și fără unt, ci mișcarea regulată, somnul, diminuarea stresului și eliminarea alcoolului și a fumatului. Și ca să fiți și mai liniștiți, trebuie să spunem că inclusiv cura de slăbire cu dispariția unor kilograme substanțiale, din păcate obosește ficatul și măcar temporar colesterolul va fi crescut. Deci toată mobilizarea aceea de grăsime din depozit se reflectă într-un nivel tranzitoriu de colesterol mare. Deci ficatul, săracul, nivelul de colesterol, a zice că arată sănătatea ficatului, așa că aveți grijă de el. Și când zic grijă, nu doar alimentară, ci și ca iată, stil de viață. Uf, ce repede s-a terminat emisiunea de astăzi. Dragii mei, voi fi aici în fiecare vineri în direct, pentru că vreau să vorbesc cu voi, da? Nu să vă dau sfaturi, ci mai degrabă să împărtășim lucruri bune despre mâncare. Și vă invit și vinerea viitoare de la 6 și un sfert pe Frecvența Gustului, ca să vorbim despre hrana noastră, cea de toate zilele. La revedere și un weekend plin de bunătăți! Frecvența Gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.